Dar de ce ai ieșit să spună pe internet că, domne, eu am muncit? Păi tu ai muncit și am muncit și eu. Dar care e problema că ai muncit, Sibel? M-am tras umăr la umăr, cot la cot, amândoi. Care e problema? Am fost o familie. Iar dacă eu am muncit pentru YouTube, de când m-am muncit, sunt de 4-5 ani pe internet, Sibel, tu n-ai mai ridicat un ac. Care e problema? Uite, mai am transpirațiile toate, că e cald, bă, dar aș strâng sincer astea pe aici. Băi, nene, care este problema? Foarte bine că ai muncit. Eu muncesc pe internet de 5 ani. Tu ne-ai mai ridicat un lac. Tu ești decât cu genele, cu unghiile. Dar care e problema? Dar nu înțeleg. Dar și ce de că mă să muncești legal în Anglia gravidă până la 7 luni sau cât? La 6 luni. Înțelegeți ce vă spun? N-am fost miliardar, am fost copil amărât. Într-adevăr, a tras cu mine, a fost cu minte. M-a ajutat, mi-a dat avans. M-am putut în 2-3 luni de zile. Unde dracu 8 luni? Nu știu câte, 4 luni la Anglia, nu știu. Mi-a dat un picior în cur ca să merg mai departe. M-a susținut și într-adevăr am muncit, am intrat pe internet. După care am câștigat o grămadă bănuți pe internet și de când, fraților, de când m-am mutat în România din Anglia? Sunt 3 ani plus un an în Anglia. Sunt 4 ani de când Sibel n-a ridicat un ac. Băi, fraților, n-a ridicat un ac. Nu i-am zis niciodată că mergem să spună genele, nu știu ce, că unghii, bani acasă la părinții ei, de le-a făcut casă. Masă, tavane, pe termopane, de-astea, fără ca să-mi spună mie.